Pe neba.com găsești jocuri ieftine, codul IHEYPINK le face și mai ieftine. Link în descriere, ok, pa. Ne-am întors cu Carlos pe ocean, oameni buni, suntem efectiv blocați pe o plută care e mare și Carlos, cum de am reușit noi să facem mizeria asta de casă data trecută în felul ăsta? Am muncit. Asta ți se pare că arată casa lui Dorian Popa? Bro, să cadă! What the? Bro, tu ai văzut-o, like... Da, a căzut cu viteza luminii sau ceva, ce joc plin de buguri. Apăsați butonul de like, oameni buni, nu uitați să vă abonați și să-mi scrieți un comentariu în care să-mi ziceți că Carlos este... E cringe, ok? Este relativ cringe. Carlos, nu mai țopăi pe aici. Slab și cringe. Păi ce, tu ești gras și cringe. Dar nu mai țopăi că avem o grămadă de chestii de făcut. Trebuie să luăm toate aceste resurse. Așa. Trebuie să luăm resursele și trebuie să ne ramforsăm barca ca să nu mai vină rechinul ăla degenerat și ne trebuie lemn sau ceva. Asta face aceștia. Bă, ce Dumnezeu? Ia bă, Carlos, că am găsit niște pachete decorative. Ce sunt astea? Păi le avem de mult din câte știu eu. Și le deschidem și ce primim? Nu știu, trash can? Bă, ăla e bun. Bă, dar astea nu erau înainte, mă. Este cer. Cer? Un scaun pe jocul ăsta. A, păi noi avem deja cere, mă. Ia stai așa o secundică, cum? Mamă, ce pictură șmecheră. Ia stai, mă, așa o secundică, unde e, mă, masa legendară de craft asta? Păi, unde e masa de craft? Carlos, era o masă de crafting pe aici. Uite-o, mă, ia. Ce spui mie, știu unde ai pus-o. Păi, da, mă, întreb pe mine, ți se pare că eu știu unde Dumnezeule mare e? Unde e, mă, trash can-ul de putem să-l facem? Am luat foarte multe banane și foarte mult lemn. Unde pun bananele și cu lemnul? Urăsc lemnul și cu banane. Actually, cum îmi plac bananele. Știi cine mănâncă banane, Carlos? Cine? Hai, ghicește. Tu. Eu și alți oameni și animalele, cum ar fi maimuțele sau ceva. Dar nu știu, Carlos, mă uit pe aici, dar nu găsesc niciun trash can. Probabil e pe aici. Dar unde e ăla în care puneam mâncarea? Decorații, chest-ul. Cum adică? Chest-ul cu mâncarea? Nu mai, m-am uitat eu în toate, nu mai e niciunul. Păi frate meu, gen, eu zic să facem... Uite, uite aici, mă, uite aici, uite-te. În vestiarul ăsta o să punem mâncare, mă gândesc. Ia. Ești un vestiar. Ia, hai că m-am enervat și am nevoie de o țăpușă, oameni buni. Dacă vă mai aduceți aminte, aveam nevoie de o țăpușă și acum efectiv nu mai am. Bine că s-a oprit ploaia să mă bată hamsterii. Ia zi ce fac cu lemnul, unde îl pun? Lemnul? Ce faci cu lemnul? Lemnul îl iei și nu știu exact ce faci cu el. Auzi, mă, nouă nu ne trebuia lemn pentru motoarele astea? Ia stai tu așa o secundică. Ba da, mă, cum să nu? Ia că am luat, mamă, încă un decoration package. Bă, da, de data trecută când am jucat, parcă au mai băgat pachete de astea, că înainte nu găseam atât de multe. Eu te-am găsit un trandafir. Eu de obicei intru din când în când pe timp doar ca să dau update-urile la jocuri și nu, n-am avut niciun update la raft. Are soft arăbesc barca asta, ce zici? Are. Soft arăbesc. Care-i, mă, faza cu soft arăbesc? Am auzit mai mulți oameni zicând. L-am auzit pe Vlad și apoi am... Mă, de ce ne lipsesc niște pereți din casa asta? Eu asta nu înțeleg. Hello? I-a mâncat rechinul. I-a mâncat... Cum să ne mănânce rechinul pereții, mă, Carlos? Eu zic că este... Frumos. Mă, ce Dumnezeu, că ăsta e altfel de perete. I-a mușcat. Urăsc rechinii care mușcă. Am 5 stacuri de lemn. Carlos, vin încoace să vezi ce am făcut, că ceva nu mi este clar. De ce, Dumnezeule mare, ăsta e altfel de perete? Oh, trebuia să fie de ăsta. Ai un topor, nu? Păi nu trebuie upgradat, trebuie să fie de ăsta. Ai un topor, nu? Pune acolo. Am spart aici așa. Trebuia, nu? Acolo, da, exact. Care era peretele nasol, da, uite aici trebuia. Bun, și fii atent, o să iau grătarul ăsta. Those who float. Da, uite, fii atent, o să punem grătarele. Unul aici, unul stă... Carlos, vine rechinul, dă-i dispărtu-ți Dumnezei și candela. Așa, pleacă, nenorocit mici ești. Mă, tu crezi că eu știu unde vreau să mergem? De ce, Dumnezeule mare, ne-a apucat să facem acoperiș de ăsta urât? Carlos, ia dă-mi și mie toporul. Asta nu arată casa lui Dorian. Dă-mi încoace, ăla nu dă damage. Toporul meu, am puțină viață la el. Păi și de asta trebuie să-l folosești, să stai acoperișul, că e cringe făcut. Ce Dumnezeu? Eu nu mă poate să stau cu el în frunte. Bă, nu mai fi violent, Carlos, că când ți-o trage o țepușă de asta. A, vrei să ne batem, mă, vrei să ne batem. Hai, mă, șmechere, nu mai fă pe fun. Ești ca un demon al vitezei și ce dacă ești ca un... Bă, ce Dumnezeu e gaura asta aici? Mă, tu ai stricat casa asta, mă? Nu, n-am făcut nimic la ea. Hai că n-ai făcut nimic la ea. Sunt destul de sigur
că ai doar stricat ajutat. Ceva, ai ajutat dacă e. Ia, unde, unde Dumnezeule Mare este scrap-ul? Nu știu. Am uite, mango cuie. Și cu palmseed, unde le bag? Le bagi, le bag, zic eu unde le bagi, dar nu e family friendly, Carlos. A, bă, da, câte gunoi. Eu n-am vorbit urât vreodată în viața mea, Carlos, nu știu despre ce vorbești. S-au oprit motoarele. Păi și eu ce vrei să le fac, că nu mai avem lemn să punem. Le fac eu acum full-ul la toate, dar vezi că o să se ducă foarte mult lemn. O să se ducă pe pilii lemnul, să mă bată hamsterii. Bă, actually chiar nu mai avem mult lemn. Gen, gata, actually chiar nu mai avem. Mamă, cât lemn s-a dus, mă, am 3 stack-uri din 8. Eu ți-am de... 8! Mă, tu cât ai consumat să mă bată dihorii? Păi, 2, 4, nu știu, 4 stack-uri, 5, nu știu. Mă, ce Dumnezeu aici e lemn de ăsta cringe? Carlos, unde Dumnezeule Mare e toporul că-mi craftez eu unul dacă nu mi-l dai? Bă, lasă aia, se fură Easy Gaming, am furat-o, prostul. Au! Na, nu mă înțepa, bă, că urăsc să fiu înțepat. Zi, vrei lemn? Da, te rog, am nevoie de lemn pentru câteva din chestiile care îmi sunt necesare, cum ar fi... Rob Scrap Gold. Hai mă că nu l-ai aruncat în apă. Bă, oprește rechinul ăla. Oh my god. Și l-ai oprit sau a mâncat? E cam bug. De ce avem steagul României aici pe o parte și restul tablă de șah? Carlos, nu mă ajuți cu absolut. Nu vreau să prind lemne, vreau să îmi iau niște rope. 3 stack-uri, hai, uite, niște uite aici. Scrap, gata, hai, metal vin. Axe. Vin aici. Mă, ce vrei de la mine? Ce vrei de la mine? 3 stack-uri, viață. Ce? Bă! Hai! Carlos, oprește barca, întoarce-o! Sunt 3 stack-uri de lemn, du-te după ele. Mă, tu cred că mă minți, n-aveai 3 stack-uri de lemn. Bine. N-aveai 3 stack-uri de lemn, Carlos, n-are cum. Dacă n-aveai 3 stack-uri de lemn... Au, rechin degenerat și... Bă, vezi că te-am lăsat acolo, pa. Întoarce barca, prostule! Carlos, prostule, hai că sunt mai rapid decât barca, prostu. A, da? Oh. Ok, sunt relativ la fel. Carlos, întoarce barca că mă mușcă rechinul, help! Help! Stop! Oh my god, ce nenorocit mic ești, dude! Da, vezi că lemnul e la mine, vine să-l iei. Sper să pici bacul degenerat mic ce ești. Uite lemnul. Ce lemn, bă, tu lasă-mă că... Uite-l aici! Ce-ai, mă, dă urli că nu-mi trebuie, că trebuie să strigăm acolo... Ia că spar barca. Oh, chiar au fost 3 stack-uri. Mă, tu nu înțelegi că trebuie să stricăm, cum îi zice, acoperișul ăsta, că-i dă la cringe și nu e ca al lui Dorian Popa. Mă bucur că te distrezi. Da, vine să vezi ce bine mă distrez. Cu prietenul meu conservă și stau pe scaun. Bă, tu ajută-mă, ai frunze, bă, că fac acoperișul la casa noastră. Eu. Poți să stai pe scaunul ăsta, gen, ce să... Uite la mine. Asta e cea mai... la mine? Da, mă uit la tine, ești trist. Și de ce ai tu pălărie de maior? Că tu nu ești maiorul, eu sunt maiorul aici. Ba nu. Ba da. Nu ai voie în casă. Mă, eu... Monstera. Dar pune peretele aici, eu de-aia ți-am dat lemn, că ți-au lemn, pune aici. Bă, tocmai am dat la un ficus research. Oameni, bă, nu aici. Înțeleg ce s-a stup. Astupă gaura asta acum. Aaa, stai mă, așa și o secundică. E aici lipsă de când am început harta. Stai așa, că pun aici, pun cu fereastră, Carlos, aici pot să pun cu fereastră. Nu. Ba da, cu fereastră, uite, și aici și aici. Și lemnul ăsta trebuie upgradat, că eram de la slăban. Păi și nu merge apa, da, trebuie. Mă, tu nu înțelegi că trebuie spart. Spargi. Bă, stai, nu mai sparge, prostule! Ne-ai stricat tavanul, idiot mic ce ești. Te urăsc, Carlos. Uite, ia 6 lemn. Băi, eu când ți-am zis că nu mai sparge, tu că spargă, știu eu mai bine. Uite ce ai făcut. Ai stricat tavanul. Hai, și aici. Carlos, nemernic ce ești. Stai așa că trebuie să ne urcăm cumva, da. Băi, eu zic că ar trebui să ne facem. Cară, uite omule. Aici. Exact, o scară care gen să fie, uite de asta. Mamă, cum arată scara asta, dă-te în pisici. Exact, e mai șmecheră decât Dorian Popa, actually.
Așa, fii atent. Carlos, hai să luăm multe frunze, să ne facem cu frunze, cum îi zice. Mă, tu ce strici? Mă, tu ce strici acolo? Sparg tot ce e pe aici, pot să sparg. Bă, nu mai... Sparg acoperișul. Mă, nu mai, ce spargi acolo? Bă, pădurea noastră! Cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Așa, nu așa era, mă? Melodia. Zi. Nu-ți place melodia aia? Nu. Solid wooden floor. Hai că solid dacă e, frate, mi-o punem de astea și aia e. Uite, Carlos, stai așa. Ai șase cuie? Mă, dar tu n-ai topor, mă. Dă-mi topor. Mă, tu ai topor în mână, prostule. Îl am pe roșu, acum să sparge. Pe ăsta nu mai vezi, domnule. Să vezi ce o să fie acum pe roșu. Să vezi ce o să fie pe roșu. Dă toporul. Nu mai vezi nimica. Hai să o dăm. Dacă unde ai de gând să te duci? Printre copaci? Hai mai prostule, să ne batem dacă ești șmecher. Unde ai de gând să te duci, Carlos, a? Bă, mor! Bă! Hai mă, mori odată! Bă, mori! Tu câtă viață ai? Bă, tu câtă viață ai? Te-am ușcat și reichinul, te-am înțepat și eu de 10 ori sau ceva. Mor! Tu n-auzi! Dă-mi încoace toporul! Ata că mor! Păi și ce e problema mea că mori? Mă, da, încet, dă-mi toporul, Carlos, că-ți iau morții. Ia-i, mă, n-ai curaj. E bine, gen, după aia o să trebuiască să cenzurezi și aș prefera să nu. Bine, Carlos, hai că te las degenerat, nenorocit. Mai aveai mult să mă omori. Mi-ai oprit motorul. Nu, eu nu mai are lemn. Ah, wait, what the freak, chiar nu mai are lemn, actually. Auzi, hai să ne oprim pe insula asta de aici, din dreapta. Treaba ta umple, e să... Umple și tu alea de apă, că o să trească să pun aici apă. Bun, hai că mai pun eu apă în ele. Auzi, vezi că o să trebuiască să te duci să tai copacii de pe insulă dacă ai luat toporul. Ia, vină cu acești taie copacii ăștia să mă bată, hamsterii, că ăștia n-au decât flori. Bă, am găsit un... Bă, vezi că ne pleacă barca. Hai. Aba, nu, s-a oprit, ok. Deci fii atent cum funcționează. O să găsim pe insula asta ceva foarte, foarte șmecher, care efectiv, gen, este... Bă, a plecat barca. Hai, bă, barca! Bă, chiar pleacă! Bă, înapoi pe ea, Carlos, fugi! Bă, ce morciei s-a întâmplat aici, așa, de ce... A rămas fără lemn și-o lua apa. Hai, Carlos, gata, am mai pus eu. Of, Carlos, de ce greu, bă, e greu cu tine. Nu pot să cred că după atâta timp barca noastră arată mai rău decât a arătat vreodată. De ce râzi? Că așa este. Chiar este așa? Da. Carlos. Eh? Ia uite ce scrie pe capra asta, mă, ia. Cum îi schimb? Nu poți. Oh, chiar poți? Bă! Bă, handicap! Bratule, ăsta-i canal creștinesc și family friendly! Aoleu, ce... Schimbă-i, prostule, schimbă-i! Nu scrie ceva... Bă! Oh my god! Bă, Carlos, așa de urât! De ce nume avea? Avea cuvântul cu... P de la prietenie! Ah. Bă, mai pune lemn în astea. Na. Am eu. Pune. Păi am pus, dar nu mai am. Ia tot lemnul de aici și gen pune-l. Era 2 lemn. 2 lemn era? Uh-huh. Eu că iar am luat un ăsta decorativ. Mă, dar chiar nu înțeleg. Uite, research table. Bine, am dat research la o masă. Și acum ce? Că dacă, uite, mergem aici la decorații și ne ducem la mese. Ok, avem aici masa. Am mai umplut eu puțin. Shells, astea sunt două, bun. Decorations. Acum avem două decorații de astea, am înțeles, semne. Păi am umplut eu la maxim. Uite, ficusul. Carlos, fii atent ce pot să fac. Ficus. Exact. Nu știam, mersi. Ăsta e cupru, nu e clay. Ne trebuie clay. Clay. Oh my god, avem 3 ficuși, Carlos. Ei, fii atent. Nu te cred. E că-mi bag dacă chiar nu avem ficus. Și ia uite ficus. Zic cuvântul. Ia uite, Carlos, ficus și aici. Uite, punem un ficus aici la Cornelia și la
cealaltă care gen, nu știu exact Maricica. Ce, Maricica, exact. Pune bă și mănâncă, nu mai fi în depresie, ăștia sunt... Bă, cred că au crescut copacii. Vino să vezi Ficu și Carlos. Ia stai așa, cum facem trandafir? Red flower și cu clay. Avem clay aici, Carlos? Nu Copper cred. Ingot. Avem dirt. Urăsc pământul. Oh, și red... Dă-mi și... Are red flower acilea ăsta? Dă-te mă, că vreau să mă uit. Da, are 3. Ia. Uite, Carlos, pentru tine, pentru că mi-ești un prieten drag, voi pune... Știi ce? Ia stai tu așa o secundică. Ia, sparge și tu masa asta de aici, că vreau să punem o masă afară. Aia? Care, care? Masa aia de acolo. Care? Bă, putem să... Oh, hai să mutăm masa asta afară, Carlos, deci, că e frumos asta afară. Aici, că nu-mi place, e prea plin pe aici. E... Da, așa mi se pare și mie. Ia, hai, că luăm masa și ia și tu scaunele și le mutăm afară. Ia bă, cum să le iau mie să nu le sparg. Ține apăsat X pe ele, bă. Dă să ascult noua melodia lui Dorian Popa, știi, cu hâț, hâț, Johnule, hâț, hei. Hâț, hâț, Johnule. Auzi, mă, putem să-l punem pe ăsta pe scaun sau ceva? A, unde? Dă, ai două radiouri? Două radiouri? Dar tu de unde știi că mai am unul? Unde să-l punem? Și pe ăsta unde să-l pun? Ăla în casă, în casă ăla, casă. O, insula gigantică, Carlos! Oh my god, aici... Nu pot să cred, exact, Carlos. Dă să craftezi iară o... Cum îi zice? O ancoră, chat, o ancoră. Să vezi că am bă, dacă mai zic o dată, chat, sunteți obligați prin lege să dați dislike la video ăsta. Dar nu încă, nu încă. Dăm niște lemne, Carlos, și niște pietre. Am unul. Dăm tot lemnul. N-am. Cum n-ai, mă? Gata, am făcut o ancoră, o pun aici. Și acum hai să ne oprim la insula asta, Carlos. Fii atent, aici o să farmăm fier pentru a fortifica, cum îi zice, barca, da? Da. De aici o să luăm fierul. Nu te pam, cred. Pam. Ba, să mă nu crezi, vreau Carlos. Să, te cred. Să mă crezi, Carlos. Trebuie să vrei în viață uneori chestii ca să se întâmple. Că dacă nu vrei, nu se... Mă, dar tu ne-ai scos toate fermele și le-ai lăsat acolo pur și simplu, nu? Da. De ce? Nu știu. Păi gen... Păi trebuia să știi. Că nu le folosea nimeni și nu mai făcea nimeni nimica cu ele. Păi da, și dacă... avem deja bananierie. True... Ai un bolt și 2 scrap. Vezi în chesturi, că am băgat în chest cam tot ce se poate. Bolt. Uite, un bolt. Bun, hai să ne asigurăm că astea mai au un pic de lemn, să ajungem până aici. Uite așa. Fii atent, fii atent. Eu cred că ar cam trebui să oprim motoarele și să aruncăm asta. Ești gata? Aoleu. Așa. Mă, stai așa o secundică. Dacă radio-ul ăla merge, ce... Ok, am aruncat ancora. Oprește motoarele. Carlos, oprește motoarele. Nice, nice, nice. Vreau să se rele fără lemn iar. Asta vreau să văd. Și acum, Carlos, putem în sfârșit să mergem după me... Oh my god, e peștele fugu legendar. Oh, mi s-a stricat țepușa. Carlos, ajutor. Carlos, ajutor! Oh my god. N-am ce să-ți fac. Păi mă bate și peștele și rechinul, dude. Sper să te bată. Pește nenorocit, urăsc peștii. Carlos, fii atent ce facem pe insula asta. Tu tai toți copacii de pe planeta toți. Insulă. Oh, pe insula asta nu e pasărea aia proastă care să ne arunce cu pietre da, în cap. Da, da, da. Asta. Yes, yes. Yo, am mai găsit o lamă. Da, nu putem să o prindem. Că yo, trebuie... yo, yo. Nu putem, că trebuie să o prindem cu plasa aia. Mai știi, Carlos? Plasa aia de-ai tras tu greșit cu ea și apoi ți-am luat morții în... pe video? Da, 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 da. Ai grijă că sunt totuși mistreți aici. Bă, nu știu dacă e ceva interesant aici, dar... Bă, unde e detectorul meu de metale, Carlos? Acasă. Că găseam comori aici, comori de-alea șmechere și based. Ia că mănânc niște banane și mă scufund după metal, că nu cred că e rechinul în partea asta insulei. Ia să vedem. Uite, am găsit metal. Nice, 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 nice. Vreau să o luăm și pe capra asta acasă. Stai așa, o secundică, ăsta nu e metal, ăstea sunt pietre. Ce Dumnezeu, sunt pietre, Carlos, nu-mi trebuie pietre, îmi trebuie metal. Te-ai gândit vreodată că gen metalul e destul de șmecher? Like, cum să fii ceva făcut din fier? Like, bro, aș vrea și eu să fiu făcut din fier. Ești un metal.
Da, mult. Tu ești un prieten adevărat, Carlos, de cele mai multe ori. Frumos, așa, mai lovi la inimioară. Da, păi bă, Carlos, tu știi ce rău îmi pare că n-am apucat să vin la tine de Crăciun să facem poză? Păi da, eu ți-am zis că vezi că luni trebuie să predau mașina și tu că, păi nu, că nu pot duminică, vin o luni, hai că mai vin luni, cu ce? A, zicea Narcisa că face astăzi, cum îi zice, da, mă bate Narcisa la cap. Astăzi a zis Narcisa că face chiftele. Ia uzi, Carlos, chiftele, bă, de-alea așa gen picante, mamă. Mă dor ficații când mă gândesc. Ce-ai, mă? Mă dor ficații de foame când mă gândesc, Carlos. Ia, știi ce, ia, hai că e, la cât mine e? Mă aleargă porcul ăsta de vreo oră și bă, mă tot împunge și guice. Mă, eu te-am pus să tai toți copacii de pe insulă și tu te bați cu porcul? Păi eu tai, dar ăsta mă aleargă, eu n-am treabă cu el. Ah, ignoră-l, ignoră-l atunci, zic că e gras și urât. Da, și porc. Da, gen, dă-i, dă-i bulii la bă, porc. Mă moară, mă moară. Așa-ți trebuie dacă dai bully, vezi ce se întâmplă. Te ia la bătaie și apoi îți arată el cine e șeful. Mă aleargă de când am intrat aici, nu se mai termină. Păi omoară-l. Deci sunt destul de sigur că dacă eram doi oameni și... Oh my god, am găsit pasărea, Carlos, nu pot să cred. Nu e te cred. E pasărea aia degenerată, Carlos, fix aici. Oh my god, și-a... What the... Mă, Carlos... Ia zi-mă. Care porc te urmărește pe tine? Că eu tocmai am mai văzut unul. Oh-oh. Cred că ăla. Dar am scăpat de el eu. Ești sigur că gen... A, gata, am găsit barca. Carlos... Eu m-am dus pe partener. Păi da, și eu văd barca. Acum am trecut pe lângă ea. Acum trebuie să mor pe sus. Da, și eu vin înapoi pe barcă că nu-mi place ce se întâmplă aici și efectiv nu am găsit decât două de alea de metal. Adică probabil sunt mai multe, dar... Auzi, ce zici să rămânem aici? Și dacă vreți să mai jucăm jocul ăsta, oameni buni, nu uitați să apăsați butonul de like și poate pentru data viitoare o să mai capturăm un animal. Dar trebuie să omorâm un pește de la fugu sau de la gen de știi cât lemn am? Sper că mult! Nu zic, până când nu mă aștept să vin să ți-l arăt.